Domnul Goie, de Ion Luca Caragiale. Ca să nu mai rămâie repetent și anul acesta, mama mare, mamițica și tanti Mița au promis tânărului Goie să-l ducă în București de 10 mai. Puțin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în capitală numai de hatârul fiului și nepoțelului lor. Destul că foarte de dimineață, dumnealor, frumos gătite împreună cu tânărul Goie, așteaptă cu multă nerăbdare pe peronul din Urbea X, trenul accelerat care trebuie să le ducă la București. Adevărul e că dacă se hotărăște cineva să asiste la o sărbătoare națională așa de importantă, trebuie să o ia de dimineață. Trenul în care se vor sui ajunge în gara de nord la 8:10 antemeridian. Domnul Goie este foarte impacient și cu un ton de comandă zice încruntat: Mamare, de ce nu mai vine? Eu vreau să vie. Vine acum puișorul mamii, răspunde cucoana și sărută pe nepoțel, apoi potrivește pălăria. Tânărul Goie poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie cu inscripția pe pamblicăle formidabilă și sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Mița, că așa țin bărbații biletul. Vezi ce bine șa de lui, zice mamare cu costumul de marinel. Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice marinel? Da cum? Marinal. Ei, ziceți voi cum știți, eu zic cum m-am apucat. Așa se zicea pe vremea mea când a ieșit întâi moda asta la copii, marinel. Vezi că sunteți proaste amândouă, întrerupe tânărul Goie. Nu se zice nici marinal, nici marinel. Da cum, procopsitule? Întrebă tanti Mița cu un zâmbet simpatic. Mariner. Apoi de, n-a învățat toată lumea carte ca dumneata, zice mamare. Și iar sărută pe nepoțel și iar îi potrivește pălăria de mariner. Dar nu e vreme de discuții filologice, sosește trenul și nu stă mult. Trenul este plin. Dar cu multă bunăvoință din partea unor tineri politicoși care merg până la o stație apropiată, se fac locuri pentru dame. Trenul a plecat. Mamare își face cruce, apoi aprinde o țigară. Goie nu vrea să intre în cupeu. Vrea să șadă în coridorul vagonului cu bărbații. Nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititelule, zice unul dintre tineri lui domnul Goie și îl trage puțin înapoi. Da ce treabă ai tu, urâtule, zice mititelul, smucindu-se. Și după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă și scoate iar capul. Dar n-apucă să răspunză ceva urâtul și mititelul își retrage îngrozit capul gol înăuntru și începe să zbiere. Mamițo, mamare, tanti, dar ce sar toate cucoanele? Să oprească, zbiară și mai tare Goie bătând din picioare, mi-a zburat pălăria, să oprească. Tot într-un timp, iacătă, conductorul intră să vază cine s-a suit de la stația din urmă. Biletele, domnilor? Cocoanele arată biletele dumnealor, explicând domnului conductor de ce nu poate și Goie să facă același lucru, fiindcă biletul era în pamblica pălăriei și dacă a zburat pălăria. Firește că a zburat cu pamblică și cu bilet cu tot, dar avea bilet. Parol, chiar eu l-am cumpărat, zice tanti Mița. Conductorul însă nu înțelege, pretinde bilet. Dacă nu, la stația apropiată trebuie să-l dea jos pe domnul Goie. Așa scrie regulamentul. Dacă un pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet,
Îi se ia o amendă de 7,50 lei și îl dă jos din tren la orice stație. Dar noi n-am declarat, ră, strigă mamița. Ce e vinovatul, băiat, dacă i-a zburat pălăria, zice mamare. Deci a scos capul pe fereastră, eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră, zice Cupică, urâtul. Dar nu-i treaba dumitale, ce te amestești dumneata, zice tanti Mița, urâtului. Uite ce e, cucoană, zice conductorul, trebuie să plătiți un bilet. Să mai plătim, n-am plătit odată. Și pe deasupra 1,25 lei. Și pe deasupra? Vezi, dacă nu te astâmperi, zice mamița și îl zguduie pe Goie de mână. Ce faci, soră, ești nebună, nu știi ce simțitor e? Zice mamare. Și apucându-l de mâna cealaltă, îl smucește de la mamița lui, tocmai când trenul, clănțănind din roate, trece la un macaz. Din smucitura lui mamare, într-un sens, combinate cu clătinătura vagonului în alt sens, rezultă că Goe își pierde un moment centrul de gravitație și se rează în nas de clanța ușii de la cupeu. Goe începe să urle. În sfârșit, n-au ce să facă. Trebuie să se hotărască a plăti biletul pe care să-l taie conductorul din carnetul lui. Păcat însă de pălărie! Ce o să facă domnul Goe la București cu capul gol și toate prăvăliile închise? S-ar întreba oricine care nu știe câtă grijă are mamare și câtă prevedere. Cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă, ori răcoare? Și mamare scoate din săculețul ei un beret, tot din uniforma canonierii, Le Formidable. Te mai doare nasul, puișorule? Întrebă mamare. Nu, răspunde Goe. Să moară mamare? Să moară. Azi să-l pupe mamare, că trece. Și-l pupă în vârful nasului, apoi așezându-i frumos beretul. Păi, parcă-i șade mai bine cu beretul, zice mamare, scuipându-l să nu-l dea ochi, apoi îl sărută dulce. Dar cu ce nu-i șade lui bine? Adaugă tanti Mița și îl scuipă și dumnei și îl sărută. Lasă-l încolo că prea e, nu știu cum, auzi dumneata. Pălărie nouă și biletul, zice mamița, prefăcându-se foarte supărată. Să fie el sănătos, să poarte mai bună, zice mamare. Dar mamița adaugă. Da pe mamițica n-o pupi. Pe tine nu vreau, zice Goe cu umor. Așa? Zice mamița. N-a lasă și-și acopere ochii cu mâinile și se face că plânge. N-a lasă că știu că te prefaci, zice Goe. Ha, ți-ai găsit pe cine să înșeli, zice mamare. Mamița începe să râză, scoate din săculeță ceva și zice. Cine mă pupă? Uite, ciucalată! Mamița pupă pe Goe, Goe pe mamița lui și, luând bucata de ciucalată, iese iar în coridor. Puișorule, nu mai scoate capul pe fereastră, e lucru mare, cât e de deștept, zice mamare. Dar e ceva de speriat, parol, adaugă tanti Mița. Pe când Goe își mănâncă afară ciucalata, cucoanele se dau în vorbă de una, de altă. Trenul aleargă acum dinspre Crivina către Periș. Ia mai vezi ce face băiatul afară, mamițo, zice mamița către mamare. Mamare se ridică, bătrânește și se duce în coridor. Goe, puișorule, Goe, Goe, Goe nicăieri. Vai de mine! Țipă cucoana unui băiat, unde băiatul, s-a prăpădit băiatul și toate cucoanele sar. A căzut din tren băiatul, țaț-o, mor. Dar deodată cu tot zgomotul trenului se aud bubuituri în ușa compartimentului unde nu intră decât o persoană. Goe, maică, acolo ești? Da, haide,
Zice mama, ieși odată, ne-ai speriat. Dar nu pot, zbeară Goie dinăuntru. De ce? Te doare la inimă? Nu, dar nu pot. A, e încuiat, zice mama, vrând să deschidă pe din afară. Nu pot deschide, zbeară Goie disperat. Vai de mine, vine rău băiatului înăuntru. În sfârșit, ia că-te conductorul cu biletul. Primește paralele și liberează pe captiv, pe care toate trei cocoanele îl sărută dulce, ca și cum l-a revedea după o îndelungată absență. Și mamare se hotărăște să stea în coridor, pe un geamantan străin, să păzească pe Goie. Să nu se mai întâmple ceva puișorului. Puișorului vede o linie de metal în colțul coridorului, care are la capătul de sus o mașină cu mâner. Se suie în picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul mașinii și începe să-l tragă. Șezi, binișor, puișorule, să nu strici ceva, zice mamare. Trenul își urmează drumul de la Periș către Buftea cu mare viteză. Dar pe la kilometrul 24, deodată se aude un șuier, apoi semnalul de alarmă, trei fluiere scurte și trenul se oprește pe loc, producând o zguduitură puternică. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce e? Toți pasagerii sar înspăimântați la ferestre, la uși, pe scări. Goie, puișorule, Goie, strigă tanti Mița și se repede afară din compartiment. Goie este în coridor. De ce s-a oprit trenul? Cineva, nu se știe din ce vagon, a tras semnalul de alarmă. Din ce vagon? Asta e ușor de constatat. Manivela semnalului nu se poate trage decât rupându-se ața înodată și cu nodul plumbuit. Personalul trenului umblă forfota, examinând roatele tamponate cu toată presiunea, așa de tamponate că îi trebuie vreo 10 minute mecanicului să-și încarce iar pompa de aer comprimat și să poată urni trenul din loc. În toată vremea asta, conductorii și șeful trenului aleargă din vagon în vagon și cercetează aparatele semnalelor de alarmă. Cine poate ghici în ce vagon era ruptă ața, plumbuită și răsturnată manivela? Ciudat, tocmai în vagonul de unde zburase mai adineauri pălăria marinerului. Cine? Cine a tras manivela? Mamare doarme în fundul cupeului cu puișorul în brațe. Nu se poate ști cine a tras manivela. Trenul se pornește în sfârșit și ajunge în București cu o întârziere de câteva minute. Toată lumea coboară. Mamare așează frumușel beretul lui Goie, îl scuipă pe puișor să nu-l deoache, îl întreabă dacă îl mai doare nasul și îl sărută dulce. Apoi, cucoanele se suie cu puișorul în trăsură și pornesc în oraș. La bulivar, birjar, la bulivar! Sfârșit!